Bună ziua și bine v-am regăsit! Suntem la Tarnița, în comuna hunedoreană Buceș, iar aici am întâlnit un artist popular de nota 10. Haideți să-l cunoaștem pe Ioan Bota! La 63 de ani, Ioan Bota este unul dintre puținii meșteri din comuna Buceș care mai cunosc arta sculptării în lemn. Nu e un meșteșug pe care l-a învățat din copilărie, precum alți meșteri, ci e unul pe care l-a deprins mult mai târziu. Un teribil accident l-a lăsat aproape fără o mână, iar arta l-a ajutat să treacă peste această nenorocire. Așa a început să sculpteze în lemn, cu o singură mână, meșterul din Buceș, Ioan Bota. Am avut un accident în 89 și în urmă accidentul n-am mai putut profesa meseria care am avut-o. Care era? Mecanic utilaje. Sungar și pe utilaje grele am lucrat. Și accidentul? Unde a fost și cum s-a întâmplat? Vine de la lucru un autogreder, s-a răsturnat și a luat foc. Și atunci am rămas incapabil de muncă. Cu probleme la o mână? La o mână, da. Și am fost la un control la Cluj, la un profesor, doctor, și dânsul mi-a recomandat să-mi găsesc o meserie ca să-mi pierd timpul, să nu stea gândul la boală, că s-a ars și pe cap. Nu, și de atunci am început cu mărunțișuri, așa cu... De ce v-ați gândit tocmai la sculptură în lemn și nu la altceva? Mi-a plăcut tâmplăria. Când vedeam tâmplare că lucrează, îmi plăcea cum fac încheieturile, cum lucrează acolo. De acolo am apasionat. Vă învăța cineva? Vă arăta cineva? Nu. Am găsit numai niște obiecte vechi după care m-am gândit și am avut o carte de sculptură în lemn. Dacă îți place ceea ce faci, nimic nu e greu. La fel este și cu sculptura în lemn. Să ai calitate și dragoste să faci așa ceva. Iar cu o mână, cred că și mai greu. O mână e foarte greu. Cum reușiți? Păi, tot cu stânga, le conturez, după aia le dau relief, așa. Care-i procesul? Cu ce începeți? Cu pregătirea materialului. Prima dată se pregătește materialul. Cum? Din mai multe bucăți se pune la presă, se face o tăblie mare, după care se conturează, se desenează ce vrei să faci. Se desenează în creion? Da, creion. Creion, după care, pe urma aia, se merge cu o daltă anume care să conturează, după aceea se
bag în adâncime să... Din ce lemn lucrați? Arin, tei, paltin, nuc, cireș. Și care e mai bun? Mai bun e teiul, că e mai ușor la lucrat, dar e mai greu la finisaj, e mai scămos. Pentru realizarea lucrărilor, Ioan Bota se inspiră din tot ceea ce îl înconjoară, dar mai cu seamă din cărțile de istorie, căci modelul lui favorit este eroul moților, Avram Iancu. Și ideile de unde vă vin? Da, diferite. Am văzut diferite obiecte și fac și la obiecte de cult. Am făcut portițe împărătești, icoane, tetrapod pentru biserică, care e cu Domnul Iisus, Maica Domnului, Sfântul Petru, Sfântul Pavel. Pe unde se găsesc lucrările făcute de dumneavoastră? Am mai la trei biserici făcute. Și în alte locuri din județ, din țară, din străinătate? Numai niște tablouri vânătorești date pe la Hațe, nu știu la cine. La biserică, la Mihoiești, lângă Câmpene, acolo am două tablouri, unul cu Avram Iancu și unul cu Horea Nanțuri. Tablourile mai mult din istorie sau... Da, din istorie, da. Și pe cine ați cultat în lemn dintre domnitorii noștri sau dintre eroii noștri? Avram Iancu cel mai mult. De ce? Fiindcă e moț de-a nostru. Dumneavoastră sunteți de aici, din zona, din da. Tarnița. Da. Aici v-ați născut. Aici m-am născut, aici am crescut. Figura lui Avram Iancu a fost imortalizată de meșterul nostru și într-un tablou de aproape 2 metri. Apropo de lucrările dumneavoastră, cea mai mare pe care ați făcut-o, care a fost? Avram Iancu. Cât de mare? E 1,90 m, 1,10 m, cam așa e tablou. Și tetrapodul la biserică. Și cât ați lucrat la ele? Mult. Luni de zile. Lucrați zilnic sau...? Nu. Așa, când nu ai chef de lucru, nu. Iar cele mai apropiate sufletului dumneavoastră, care sunt lucrările? Pentru biserici și după aia pentru istorie, pentru... Vine omul și vă cere ce vrea sau... Păi da, eu am făcut și urmă vine din preferință. Soția omului este fericită că bărbatul ei a reușit să treacă peste momentele grele de după accident. Iar pentru că acest lucru s-a realizat cu ajutorul artei, femeia l-a sprijinit pe om încă de la început în treaba asta. Prima dată mi-a plăcut, o făcut așa mai draperii din alea, mai ușurele și acum o să mai de dat după astea la alții, dar pe eu nu mă ajută pe mine. Nu mai are timp de alte, dar credeți că are așa talent? Eu n-am crezut când am văzut, nici nu a făcut acum de vreo 3-4 aici s-a făcut mai faine. Și nu prea are timp, nu, dacă ar avea scule, materiale. Păi toată costă. Mai performante, mai... Ce vă place cel mai mult din ce-a făcut? Mie, adevărul, îmi place toate care le văd. Acum au făcut un tetrapod din ăla, iacolea. Nu, draperiile cel mai, tablouri astea. Și acelea frumoase, da? Noi nu le punem. Și cât stă să lucrezi acolo? Nu, stă oricum. Câte o lucrare din asta, câte un tablou cu Michela Burgeș, poate l-a făcut și într-un jumătate de an. Da.
Dar pe are mor, că până îl încheie, după aia până îl face, până îl scultează, după aia finisează, după aia lăcuit. Trebuie și nu poate, dacă ar avea așa acolo mai frumos, nu, tot în picioare, iarna e frig, când ar avea timp, vara. Și mare lucru că totuși lucrează cu o mână, da. Să nu uităm de treaba asta. Lucrează cu aceea, cu stânga, s-a obișnuit. Atunci, după accident, cum a fost? Foarte rău. Poate că nu stătea o lună acasă și alta la spital. Că 9 luni a stat în Deva la chirurgia plastică, din care 3 ani stat cu el. Vă aduceți aminte momentele alea? Pentru alea sunt distrusă și eu. Înseamnă că v-ați bucurat când ați văzut că își revine și și-o găsit așa o ocupație care sigur să-l scoată. Că te bucuri, că îl vezi că poate. Copiii ce-au zis când l-au văzut că face așa ceva? Au fost încântați. Ce face tati? N-au vrut să învețe și ei? Nu. Și oamenii din sat ce-au zis? Da, vin să uită. E fain. Toată lumea îl admiră pe Ioan Bota pentru că reușește să facă așa lucrări frumoase doar cu o mână. Și oamenii care văd lucrările dumneavoastră, ce zic, le plac? Le admiră, da. Ce le place? Cum le pot face cu o mână, așa nu? Nu oricine poate să lucreze. Nu, sunt cu două și nu pot. Cred că ai nevoie totuși de un pic de dăruire pentru treaba asta, un pic de talent. Da, da. Trebuie să ai și mână de desen. Ați fost dintotdeauna așa mai... Da, cu desenul de la școală am fost pasionat de desen, și tehnic, și artistic. Și de ce n-ați făcut ceva în domeniul acesta? Atunci mi-a plăcut strungăria, utilajele grele. Așa erau vremurile. Da. Din păcate, nici unul dintre tinerii din sat nu au vrut să învețe de la Ioan Bota această frumoasă meserie. Și copiii n-au vrut să învețe și ei de la dumneavoastră? Ce faceți? Băiatul lucrează la modelărie, tot cam asemănător, numai sub alte forme, nu sculptor. Iar tinerii de prin zonă, de aici, din sat, nu vor veni niciunul să zică... Nu. Că vor să învețe. Nu. Oare de ce? Nu știu, nu. Mai bine... Stau așa, umblă haiman hai într-o parte, într-altă, decât să... Tineretul din ziua de astăzi nu prea e interesat de lucrurile astea tradiționale și... Nu. E multă migăleală la ce face străsul. Păi, da, e multă migăleală. Trebuie să stai mult timp concentrat acolo. Da. Când vă puneți la lucru, așa, la să faceți o lucrare, cât stați acolo, ore întregi? Stau când place, când îmi place... Ui, și de mâncare și de toate, ar lucra acolo în continuu. Și nevasta ce zice? Când mai ăsta, hai, mai lasă-l de acolo, hai, mai într-o parte, mai într-alta. Mai e și altceva de lucru. Păi da. Unul dintre tablourile lui Ioan Bota e expus la primăria din Buceș. Ileana Leah, omul de la primăria din Buceș, care cunoaște totul legat de tradițiile și cultura zonei, ne povestește despre Ioan Bota, dar și despre frumoasele obiceiuri din comună. Pe domnul Bota l-am cunoscut înainte de a avea accident, că sunt localnică de aici din comună și am cunoscut familia domnului Bota. Iar
În 89, când a avut conflictul accident, a fost o veste foarte tragică pentru o comunitate. Mulțumim Bunului Dumnezeu că și-a găsit acest hobby și cumva și ține mintea ocupată și nu se gândește la tragedia prin care a trecut. Și cum ați reacționat când ați auzit că a început să meșterească? M-am bucurat foarte mult și când am văzut calitatea lucrărilor, mi-am dat seama că avea în sânge acest meșteșug al prelucrării lemnului și acest talent și acest accident l-a făcut să-l descopere. Păcat că în ziua de astăzi nu sunt atât de mult apreciate astfel de meșteșuguri. Nu sunt apreciate, poate și criza economică duce la lipsa omului de a se mai apleca spre frumos și spre ceea ce încântă ochiul. Poate omul se gândește mai mult la ceea ce încântă stomacul. Așa este. Aici în zonă avem tot felul de meșteri populari. Da. Deci comuna Buceș este cunoscută ca o comună pe a cărui areal în fiecare casă, în fiecare gospodărie, femeile prelucrau ceea ce aveau în gospodărie. Lâna, se cultiva câinepa și produceau îmbrăcăminte, obiecte de îmbrăcăminte, obiecte de uz personal, de îmbrăcarea casei, cuverturi, țesături. Iar bărbații? Și aveau și ei tot felul de ocupații. Bărbații, da, erau meșteri în cioplitul pietrei, meșteri în prelucrarea lemnului, la poalele vulcanului și a bulzului calcaros. Brădișor s-a dezvoltat un meșteșug de prelucrare a pietrei de vară. Și se mai păstrează și astăzi unele dintre obiceiurile astea sau nu mai prea sunt? De exemplu, despre vărărice pot să vă spun, ocazional se mai aprind vărărnițele când au comenzi. Evoluția tehnicii moderne i-a făcut o concurență neloială varului, deși este mult mai sănătos și mult mai plăcut. E și mai greu de lucrat cu el decât cu lavabila. Meserile tradiționale a femeilor, țesutul, cusutul, deși în fiecare casă păstrează războaiele țărănești, nu se mai pun războaie, nu se mai țes. Pentru că nu își găsesc utilitate. Erau aici pietrari? Erau... Da, la fel și cioplitul pietrei. Spre necazul meu, tinerii nu or îmbrățișat această meserie, este mai greoaie și nu un singur meșter pietrar mai trăiește. Și destul de bătrân și cu probleme de sănătate și nu mai practică meșteșugul. Există ceva proiecte de readucere la viața acestor meșteșuguri? Am încercat să popularizez ceea ce fac ei prin târgurile meșterilor populare care se organizează la nivel de județ, prin cunoștințele care le am prin orașele țării sau dincolo, să ducă obiectele prelucrate de ei. Mai am câteva femei care cos costume tradiționale. Ne gândeam să dezvoltăm un proiect la nivel de școală, să învățăm copiii spre alta prelucrare lemnului, să cunoască acest meșteșug, să înțeleagă lemnul, pentru că trebuie să simți fibra, să simți, nu este suficient să ai numai talent de la Dumnezeu, trebuie să știi să lucrezi cu lemnul și să-i simți viața. Ne gândeam și la fetițe să facem un cerc, să le învățăm taina cusutului și a broderiei tradiționale. Ne rămâne de gândit cum să punem în practică, cum să găsim finanțare pentru un astfel de proiect, pentru că este necesar de materiale, este necesar de mult mai multe. Domnul Bota, simte lemnul? Din lucrările lui ce reiese? Absolut, absolut, absolut. Poate în mod inconștient, dar dânsul simte fibra, simte lemnul și de aceea îl modelează la nivelul la care îl modelează, deși posibilitățile domnului fizice sunt foarte reduse. E mare lucru totuși să lucrezi cu o mână. Absolut, absolut. La dânsul vine de undeva din suflet și atunci impulsul care îl dă sufletul și inima îl ajută ca să mânuiască uneltele cu care lucrează.